Și al Sfântului Duh. Pe Sfântă Trăime îți jertfim calea Sfintei Cruci ca să cinstim și să lăudăm maestatea Ta, să-ți mulțumim pentru marele har al mântuirii și să aducem ispășire pentru păcatele noastre și pentru sufletele din purgator. Iisuse, Tu ai îndurat moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Te rugăm, trezește în inimile noastre o căință adevărată pentru păcatele săvârșite, și dă-ne o încredere nestrămutată în meritele Tale. Fă să Te urmăm pe calea stropită cu sângele Tău, în așa fel încât să ajungem la fericirea veșnică. Amin. Act de căință. Doamne Dumnezeu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am văzut marul Tău și împărăția Cerului. Și m-am făcut vrednică de pedeapsă veșnică în iadă. Dar mai mult mă găiesc, pentru că păcătuim. Iad pe Tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc. Hristos e osândit la moarte, căci oamenii l-au acuzat. Deși Pilat știa prea bine că Domnul e nevinovat. Stațiunea întâi, Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoasă, și Te binecuvânătăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisuse, eu sunt doar un copil. Privesc icoana care amintește de osândirea Ta la moarte. Mă gândesc la cei care Te-au condamnat pe nedrept. Știu că Tu nu meritai aceasta. Azi, păcatele mele și ale oamenilor Te osândesc din nou, dar Tu, cu iubire, Te gândești la starea inimii noastre încărcate de păcate și vrei să o faci din nou curată, strălucitoare ca un diamant. Îți mulțumesc, cumpul meu mântuitor, pentru ceea ce ai suferit din dragoste către mine. În semn de recunoștință îți promit că le voi vorbi și colegi mei despre Tine, pentru ca să Te iubească, să te iubească și să Te slujească. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvânătăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisuse,
Acum sunt prea mic ca să înțeleg pe deplin cât de grea a fost crucea pe care ai purtat-o până pe calvar. Și eu am mici îndatorii față de părinți, frați, prieteni. Recunosc că uneori îmi este tare greu să le îndeplinesc. Acum îmi plec genunchii în fața ta. Îți promit că îmi voi îndeplini îndatoriile mele de copil, elev și prieten. Îmi voi face semnul crucii cu mai mult respect și mă voi gândi la tine. Te rog, ajută-mă să mă asemăn ție și în purtarea crucii. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Iisus, întâia oară cade, puterile l-au părăsit. Prea mare e povara crucii, dar nu se lasă biruit. Stațiunea treia, Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvânătăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisuse, ai căzut sub povara crucii. Mă gândesc la cât de greu ți-a fost să te ridici de unul singur și să-ți continui drumul. Anul acesta mă pregătesc să te primesc pentru prima dată în sfânta împărtășane, prin actul de căință spus de fiecare dată la scaunul de spovadă. Îți promit că voi fugi de păcat și voi face numai fapte bune. Știu bine că numai cu ajutorul tău voi reuși aceste lucruri. Dă-mi o inimă sensibilă la strigătul de ajutor al colegilor mei. Ajută-mă să-i pot ridica pe cei care au căzut în cursa minciunii, a nepăsării, a egoismului și a indiferenței față de iubirea ta. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a patra, Iisus o întâlnește pe Maica sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvânătăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisuse, Maica ta preasfântă te-a însoțit pe drumul spre calvar. Mă gândesc la durerea ei, mă gândesc și la mamele care în aceste zile își privesc copiii răpuși de boală, de suferință. Au o singură dorință, alinarea și vindecarea lor. Se încred în ajutorul și iubirea de mamă a Maicii Îndurerate. Pe ea o implor să reverse în inima noastră răbdare și compasiune față de cei care suferă. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. În sila Simon din Cirene, îi duce crucea lui Iisus, dar când cunoaște cine-i Domnul, devine ucenic supus. Stațiunea
cincea, Simon din Cirene, l-ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvânătăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisuse, la început, Simon din Cirene se încăpățânează în a nu te ajuta, dar rezistă și se lasă întâlnit de privirea ta. El te ajută să duci crucea mai departe. Azi am trecut nepăsător pe lângă ceilalți colegi care mi-au cerut ajutorul. Le-am spus că sunt ocupat, că n-am timp. Îmi pare atât de rău. Dacă m-aș fi gândit la tine, Iisuse, la Simon care te-a însoțit, cu siguranță le-aș fi dat o mână de ajutor. De acum vreau să mă numesc Andrei Simon. Vreau să te întâlnesc, Iisuse, în toți cei care au nevoie de ajutor și mângâiere. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea 6. Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvânătăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. De azi și eu vreau să port numele de Maria Veronica. Cu multă grijă și recunoștință, ea ți-a șters fața plină de sudoare și de sânge. Recompensa pentru curajul și fapta ei a fost mare. Îi lași ca amintire întipărit pe marama ei chipul feței tale. Ajută-mă, Iisuse, să te pot vedea pe chipul colegilor mei, să le pot adresa un cuvânt de încurajare, să pot aduce un strop de speranță și mângâiere celor care suferă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, din nou Hristos sub cruce cade, căci e atât de copleșit de acea mulțime de păcate pe care noi le-am săvârșit. Stațiunea 7. Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvânătăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisuse, tu cazi acum pentru a doua oară. Fără să mai stai prea mult pe gânduri, te ridici. Prin această ridicare vrei să mă faci învingător asupra păcatului. Îmi reînnoiesc acum hotărârea de a evita păcatul. Vreau să lupt împotriva lui și să-mi formez o conștiință dreaptă. Dă-mi putere, o Iisuse, să fiu mereu cu tine. Te rog ca prin suferința ta să-i întorci pe aceia ce te-a uitat. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 8-a, Iisus mângâie femeile care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvânătăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisuse, mamele din Ierusalim plâng pentru că tu ești dus la moarte, dar tu le încurajezi și le spui să plângă mai degrabă pentru ele și pentru fiii lor păcătoși. Mă rog,
acum pentru familiile dezbinate, pentru cei care au uitat să respecte poruncile tale, pentru cei care au pierdut simțul păcatului. Iisuse, îți dăruiesc inima mea. Tu fă-o asemenea cu inima ta, blândă și smerită. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Când pentru a treia oară cade călăi, stațiunea nouă, Iisus, ca de-a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvânătăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisuse, sub greutatea crucii, azi pentru a treia oară, cât aș vrea să-ți fiu alături și să te ajut să te ridici. Eu cad mereu în aceleași păcate. Am nevoie de tine ca să mă pot ridica. Vreau să primesc iertarea ta, vreau să mă las condus de lumina și harul Duhului Sfânt. Iisuse, te ridici pentru a-mi arăta posibilitatea convertirii adevărate. Tu îmi ceri, Iisuse, o convertire a gândurilor, a sentimentelor, a modului de a-mi trăi credința. Ajută-mă ca hotărârile luate la începutul acestui post să le pot duce la îndeplinire spre bucuria ta și convertirea mea. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 10-a, Iisus este despuiat de haine. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvânătăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Fără milă și fără respect față de tine, călăii te dezbracă de haine și rănile precinuite de biciuire se redeschid. Câtă suferință ai îndurat pentru mine, Iisuse, cum aș putea să mai rămân nepăsător în fața acestei dureri? Îmi voi examina sentimentele, gândurile și cuvintele. Îți promit că voi avea grijă ca nicio faptă, nicio vorbă să nu mă mai păteze curăția inimii mele și a apropiului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Hristos e răstignit pe cruce și curge sângele curat. El suferă ca să ne spele de răutate și stațiunea 11-a, Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvânătăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisuse, cu greu ai reușit să ajungi pe Golgota. Soldații nu mai stau pe gânduri și te pironesc fără milă pe cruce. Sunetul straniu al cuielor ce străpung trupul tău mă înfioară. Îmi vin în minte toate păcatele de moarte pe care le-am făcut împotriva ta și împotriva aproapelui. Printr-o căință desăvârșită vreau să ispășesc toate păcatele mele. Ajută-mă, Iisuse,
să răspund cu disponibilitate la chemarea ta și să nu te mai supăr. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 12-a, Iisus moare pe cruce. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvânătăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisuse, cu ochii înlăcrimați și cu inima smerită, privesc spre Tine, izvorul vieții și al sfințeniei. Cu brațele deschise, aștept să mă îmbrățișezi. Cu multă iubire față de mine și de fiecare om în parte, te rogi Tatălui Ceresc pentru iertarea păcatelor făcute cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Meditez la moartea Ta dureroasă și trezesc în mine cele mai nobile sentimente de recunoștință și abandonare totală. Întărește-mi credința ca să vestesc moartea Ta și să mărturisesc învierea Ta până când vei veni. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Când trupul-i dat jos de pe cruce și-n brațele Mariei pus, cine ar putea simți mâhnirea cu care le plânge pe Stațiunea 13-a, Iisus este coborât de pe cruce. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvânătăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Sfânta Fecioară primește în brațele sale trupul fără viață, plin de răni și sângea lui Iisus. Câtă durere învăluie inima neprihănită a Sfintei Maria! Cine poate să-i aducă mângâiere? Mamă cerească, primește-mă și pe mine lângă Tine. Stând împreună cu Tine, cred că trupul, inima și sufletul meu vor fi mereu animate de harul divin. Sub mantia Ta preasfântă, mă voi adăposti în momentele de nereușită și îi voi chema și pe ceilalți colegi. Ajută-mă să reînnoiesc promisiunile făcute la scaunul de spovadă. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 14-a, Iisus este înmormântat. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvânătăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisuse, Ți s-a pregătit un mormânt nou și curat. Vei rămâne aici doar 3 zile. Te rog să purifici gândurile și sentimentele mele. Vreau să-Ți oferi inima mea pentru ca în ea să poți intra și rămâne nu doar 3 zile, ci întreaga viață.
Vreau să fiu pe să fiu pe veci al tău. Ajută-mă să pot ierta din inimă celor care îmi greșesc. Întărește și înflăcărează-l bine virtutea credinței, a speranței și a iubirii. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, O Doamne, noi am fost pricina că așa de mult ai suferit, dar Tu în marea-ți îndurare ne iartă tot ce am greșit. Stațiunea 15-a Iisus învie din morți. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvânătăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Așa mic cum sunt, gândul morții nu mă înfioară. Iisuse, m-ai învățat că îl pot învinge dacă mă încred în Tine. Repet cuvintele Apostolului Paul. Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimile, nici adâncurile, nici vreo altă creatură nu va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Iisuse, ajută-mă să cred în învierea Ta glorioasă din morți. Mântuiește sufletul meu, ca să cânt acum și în veșnicie, Hristos a înviat din morți. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, învia din morți, Dumnezeule, care pentru mântuirea lumii ai voit să te naști, să fii tăiat împrejur, lepădat de iudei, vândut cu o sărutare de Iuda trădătorul, să fii legat cu funii și dus la moarte ca un mel nevinovat, să fii înjosit înaintea lui Ana, Caiafa, Pilat și Irod, învinovățit pe nedrept, biciuit, batjocorit, scuipat, încununat cu spini, pălmuit și bătut cu vergi, acoperindu-ți fața, să fii despuiat de hainele tale, ironit și înălțat pe cruce, întovărășit de tâlhari, adăpat cu fiere și oțet și străpuns cu sulița. Te rog, Doamnă, în aceste preasfinte dureri ale Tale, pe care eu, nevrednicul, le meditez cu evlavie, precum și prin crucea și moartea Ta sfântă, izbăvește-mă de chinurile iadului și binevoiește-a mă duce acolo unde L-ai dus pe tâlharul cel bun răstignit cu Tine, Tu care, fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!
azi Iisus Hristos te cheamă, răscumpărătorul tău, vrea să te elibereze din robia celui rău. Așteaptă ca să vii, recunoaște-ți toată vina, ca iertat de El să fii. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Eliberează-mă de neliniștea mea, Doamne, privește la umilirea și la truda mea și iartă-mi păcatele. Acesta este gândul nostru în acest timp sfânt, aceasta este și intenția noastră în momentul de rugăciune, adunați la calea Sfintei Cruci, la jertfa Sfintei Liturghiei. Să-i cerem lui Dumnezeu iertare pentru păcatele noastre, putere pentru a face mai mult binele, statornicie pe drumul credinței noastre. Ne unim la această sfântă liturghie și pentru colegul nostru, Părintele Cristian Bârnat, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 29 de ani. De asemenea, îi purtăm în gândul și în intențiile noastre și pe răposații Mărioara și Gheorghe. Acum, în spirit de căință, să ne recunoaștem păcatele și să-i cerem Bunului Dumnezeu iertare pentru ele. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne Iisuse, Tu care ai fost trimis de Tatăl Ceresc,
ca să tămăduiești pe cei cu inima căită. Doamne, îndură-te de noi! Doamne, îndură-te de noi! Tu care ai venit să chem pe cei păcătoși la pocăință, Hristoase, îndură-te de noi! Hristoase, îndură-te de noi! Doamne Iisuse, care șezi de-a dreapta Tatălui, ca să mijlocești pentru noi, Doamne, îndură-te de noi! Doamne, îndură-te de noi! Să ne rugăm! Dă-ne, te rugăm, Doamne, nouă credincioșilor Tăi harul, de a ne pregăti cum se cuvine pentru sărbătoarea Sfintelor Paști, iar prin pocăința trupească pe care am început-o, să aducă roade în sufletele noastre, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Doresc eu moartea celui rău? Oare nu doresc să se întoarcă de la calea lui și să trăiască? Citire din cartea profetului Ezechiel. Așa zice Domnul: dar cel rău care se întoarce de la păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate hotărârile mele, face judecată și dreptate, va trăi și nu va muri. Niciuna dintre răutățile pe care le-a făcut nu-i vor fi amintite, ci în dreptatea pe care o va face, va trăi. Doresc eu moartea celui rău? Oracolul Domnului. Oare nu doresc să se întoarcă de la calea lui și să trăiască? Dar dacă cel drept se întoarce de la dreptatea lui și săvârșește nedreptate, dacă face toate lucrurile abominabile pe care le face cel rău, va trăi? Toată dreptatea lui pe care a făcut-o nu va mai fi amintită din cauza sacrilegiului pe care l-a comis. Pentru păcatele pe care le-a comis, pentru ele va muri. Voi ziceți: calea Domnului nu este dreaptă. Ascultați voi, casă a lui Israel, oare calea mea nu este dreaptă? Sau poate căile voastre nu sunt drepte? Dacă cel drept se întoarce de la dreptatea lui, săvârșește nedreptate și moare din cauza ei, el moare din cauza nedreptății pe care o săvârșește. Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui pe care a comis-o și face dreptate și judecată, același va face sufletul să trăiască. Pentru că a văzut și s-a întors de la răutatea pe care a comis-o, el va trăi și nu va muri. Cuvântul Domnului. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Dintr-o adâncuri strig către Tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu, pleacă-ți urechea Ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? La Tine însă este iertare și ne temem de Tine. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne,
Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu speră în cuvântul Său. Sufletul meu îl așteaptă pe Domnul, mai mult decât așteaptă străjerii ivirea zorilor. Dacă Te-ai uitat la fără de veci, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Să nădăjduiască Israel în Domnul, căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. El îl va mântui pe Israel de toate fără de legile Lui. Dacă Te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Aruncați de la voi toate răutățile voastre, spune Domnul, înnoiți-vă inima și duhul. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus îi învăța pe discipolii Săi zicând, vă spun, dacă dreptatea voastră nu o va întrece cu mult pe cea a cărturarilor și a farizeilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a spus celor din vechime, să nu ucizi. Dacă cineva comite o crimă, va fi condamnat la judecată. Dar eu vă spun, că oricine să mânie pe fratele său va fi condamnat la judecată. Dacă cineva îi spune fratelui său, prostule, va fi condamnat de sinedriu. Dacă cineva îi spune nebunule, va fi condamnat la focul ghienei. Așadar, dacă ți-aduci darul tău la altar și acolo ți-amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă acolo totul, lasă darul tău în fața altarului, du-te, împacă-te mai întâi cu fratele tău și apoi, venind, oferă-ți darul. Pune-te de acord cu dușmanul tău repede, cât timp mai ești cu el pe drum, ca nu cumva dușmanul să te dea pe mâna judecătorului, iar judecătorul gardianului, și să fie aruncat în închisoare. Adevăr îți spun, nu vei ieși de acolo până când nu vei restitui ultimul ban. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Iubiți frați și surori în Hristos, dragi ascultători ai radioului Maria, Sfânta Liturghie este o rugăciune, este o rugăciune puternică, este rugăciunea prin excelență. Și noi cei care în spirit de credință și de iubire față de Dumnezeu participăm la celebrarea Sfintei Liturghii, ne dăm seama de acest lucru. Ne dăm seama cât de importantă este această rugăciune a Bisericii, ne dăm seama câte haruri, câte binecuvântări primim noi de la Dumnezeu atunci când participăm la Sfânta Liturghie și câte lucruri rele se îndepărtează, câte pericole se îndepărtează din lume datorită prezenței noastre la Sfânta Liturghie.
Cu siguranță fiecare dintre noi am observat că în cadrul Sfintei Liturghii sunt unele părți fixe, unele părți care se repetă la fiecare Sfântă Liturghie cu aceleași cuvinte și sunt unele părți care se schimbă. Printre acele părți care se schimbă sunt cele patru rugăciuni despre care vom vorbi astăzi, precum și liturgia, partea care se cheamă liturgia cuvântului, lecturile, prima lectură, psalmul și Evanghelia. Acestea sunt părți schimbătoare. Astăzi ne oprim asupra rugăciunilor care se schimbă de la liturghie la liturghie. Sunt patru asemenea rugăciuni. Este rugăciunea pe care am auzit-o deja înainte de prima lectură, e rugăciunea care vine imediat după mărturisirea păcatelor și după ce cerem iertare lui Dumnezeu. Această rugăciune este denumită în mod obișnuit, poate că dumneavoastră, dacă nu aveți o carte cu Sfânta Liturghie, un misal în mână, nu știți lucrul acesta, se numește rugăciunea zilei sau, așa cum era denumită înainte și rămâne încă în continuare această denumire, rugăciunea colecta. Rugăciunea zilei, sigur, ne arată ce vrem să-i cerem lui Dumnezeu în ziua respectivă. Rugăciunea colecta ar vrea să ne facă să înțelegem că, de fapt, în această rugăciune scurtă, foarte scurtă, concisă, precisă, și cu termeni foarte riguroși, în această rugăciune sunt conținute toate rugăciunile noastre, toate cererile noastre pe care venim și le punem în fața lui Dumnezeu pe altar. Această rugăciune, prima rugăciune, rugăciunea zilei sau colecta, de fiecare dată are patru părți. Este invitația pe care preotul o face atunci când spune să ne rugăm. Deschide brațele și spune să ne rugăm. Apoi urmează o scurtă pauză, urmează conținutul rugăciunii respective, încheierea, concluzia, care este mereu aceeași, prin Domnul nostru Iisus Hristos, și apoi răspunsul credincioșilor. Amin. Din nou revine acest gând și această idee a solidarității, a rugăciunii comune, atunci când preotul spune să ne rugăm. Deja atunci când s-a făcut actul penitențial, când preotul ne-a invitat să ne recunoaștem păcatele, din nou a spus același lucru, ca să arate că noi toți, inclusiv preotul, noi toți vrem să ne recunoaștem păcatele. Același lucru o face și la rugăciunea zilei. Să ne rugăm. Este o invitație pe care preotul o face tuturor celor din biserică. Și atunci când auzim această invitație, noi toți trebuie să știm că suntem chemați
ca să ne rugăm, să cuprindem în rugăciunea noastră nu numai dorințele noastre, nu numai cererile noastre personale pentru noi înșine, dar să cuprindem în această rugăciune pe care o vom face, să cuprindem toate cererile a bisericii întregi și a lumii întregi. Să-i cuprindem pe toți aceia care poate nu se roagă, pe toți aceia care poate nu au credință sau nu pot să creadă, așa cum spunea acea doamnă pe care monseniorul episcopul mai târziu, episcopul de Geneva, Marmilon, v-am spus în zilele trecute, a găsit-o în biserică atunci când însul a încuiat biserica: părinte, aș vrea să cred, dar nu pot să cred, vă rog să mă ajutați. Ei bine, noi când ne rugăm la Sfânta Liturghie, atunci când preotul ne invită să ne rugăm și când facem acea pauză, noi ne rugăm și pentru aceia care nu cred, care au pierdut credința, care nu pot să creadă sau care nu vor să creadă. Și ne rugăm pentru toți păcătoșii, cu un cuvânt pentru lumea întreagă, aducând pe altar, în fața Domnului, toate cererile noastre. Și în acea scurtă pauză care urmează după invitația preotului să ne rugăm, în acea scurtă pauză noi încercăm să-i prezentăm Domnului toate cererile noastre. Sigur, trebuie să avem grijă să nu ne împrăștiem prea tare, să nu ne disipăm, să ne meargă mintea la tot felul de lucruri. Eu spun, atunci când vin la Sfânta Liturghie și fac această invitație, spun rugăciunea sau intenția pe care o am, dacă mi-a cerut cineva o Sfântă Liturghie, dar mă rog pentru toți aceia care au mai mare nevoie sau toți aceia care au cerut ca să mă rog pentru ei. Și spun: Doamne, Tu știi cel mai bine pentru cine ar trebui să mă rog, Tu știi cel mai bine cui trebuie să-i folosească această rugăciune puternică, Sfânta Liturghie, la care asist, cine ar trebui să aibă mai multe foloase din această Sfântă Liturghie. Apoi am zis, după invitație, după această scurtă pauză, urmează conținutul rugăciunii. Un conținut care am zis că este precis, scurt, concis și cu termeni riguroși. E rugăciunea care se adresează Tatălui și începe de fiecare dată: Dumnezeule atotputernic, Doamne Dumnezeule, sau Dumnezeule milostiv. Ne adresăm Tatălui, suntem convinși că suntem în fața Tatălui, a lui Dumnezeu Tatăl, și îi prezentăm o cerere. Și acea cerere, am spus că are un conținut de fiecare dată diferit. De obicei, în cursul săptămânii, e rugăciunea pe care noi o repetăm, cea din duminica trecută. În cursul celebrării postului mare este în fiecare zi o altă rugăciune. De exemplu, vă reamintesc numai ceea ce am cerut lui Dumnezeu astăzi la Sfânta Liturghie. Dă-ne, te rugăm, Doamne, nouă credincioșilor Tăi, nouă tuturor, harul de a ne pregăti cum se cuvine pentru sărbătoarea Sfintelor Paști, iar pocăința trupească pe care am început-o să aducă roade în sufletele noastre. Iată, de fapt, noi ne amintim la această rugăciune că am început un drum, drumul spre Calvar, împreună cu Hristos, drumul postului mare.
Și vrem ca să ne pregătim cât mai bine pentru Sfintele Paști și cerem lui Dumnezeu să ne ajute, iar prin faptele de pocăință, dacă ne amintim la Miercurea Cenușii, eram invitați să ne rugăm, să postim, să facem fapte bune. Iată, aceasta este pocăința pe care noi încercăm să o oferim lui Dumnezeu, pe care o luăm asupra noastră, pentru ca împreună cu Hristos să contribuim, să colaborăm la mântuirea lumii. Și apoi, sigur, dacă e vorba de alte sfinte liturghii, nu vorbesc de Advent sau de timpul dinainte de Paști sau timpul de după Paști, timpuri forte, există și liturghii specifice, liturghii așa numite votive, care au o anumită cerere în rugăciunea zilei, liturghie pentru întoarcerea păcătoșilor, liturghie pentru lume, liturghie pentru patrie, liturghie pentru conducători, pentru episcop, pentru preoți, liturghii pentru morți. Cu siguranță dumneavoastră sesizați diferențele la fiecare sfântă liturghie atunci când spunem liturghia, rugăciunea zilei. Apoi urmează încheierea sau concluzia, care am spus că e mereu aceeași, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care împreună cu tine și cu Duhul Sfânt viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. În felul acesta noi îi spunem Tatălui Ceresc că nu suntem noi cei care suntem atât de vrednici să ne prezentăm direct cu rugăciunea noastră, ci avem un mijlocitor, un mijlocitor puternic. Îl avem pe Iisus Hristos. Prin El, prin Iisus Hristos, îți prezentăm ție, Dumnezeule, Tată, atotputernic și milostiv, aceste rugăciuni ale noastre. Iar atunci când poporul, când preotul termină rugăciunea, poporul răspunde, Amin. Asta înseamnă că noi am fost atenți la ceea ce a spus preotul, înseamnă că ne-am dat seama care este sensul acelei rugăciuni, ne-am înglobat și noi în acea rugăciune și am spus Amin, adică așa este, e adevărat. Așa trebuie să fie, Doamne, primește această rugăciune. De fapt, atunci când spunem această rugăciune, ne amintim și de ceea ce spune preotul la începutul Sfintei Liturghii, când anunță intenția pentru cine se celebrează Sfânta Liturghie, pentru vii, pentru răposați, pentru sănătate și așa mai departe. Mi-amintesc de Părintele Leopold Nestman, care a fost profesor la seminar și vicar aici la catedrală prin anii 50, că a fost paroh apoi la Barticești și îl vedeam de fiecare dată în sacristie, înainte de Sfânta Liturghie, că scotea din buzunar un carnețel unde avea notate Sfintele Liturghii, intențiile pe care le primea de la credincioși și se uita să vadă pentru cine trebuie să aducă astăzi Sfânta, să aduc Sfânta Liturghie și tăia numele respectiv, amintindu-și, mă voi ruga în mod deosebit pentru X sau Y sau pentru cutare și cutare necesitate. Apoi, o altă rugăciune pe care noi o avem în cadrul Sfintei Liturghii este aceea care urmează după ofertoriu, după prezentarea darurilor și se cheamă Oratio Super Oblata, rugăciunea deasupra darurilor. E o rugăciune pe care, din nou, rugăciune care are mereu aceeași structură, din nou
se adresează lui Dumnezeu după ce preotul i-a invitat încă o dată și aici în mod mai solemn și mai precis, i-a invitat pe toți cei din biserică, rugați-vă fraților pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, și noi răspundem, poporul răspunde să primească Domnul jertfa din mâinile tale pentru slava numelui Său, pentru binele bisericii, pentru folosul nostru. Și continuă preotul cu acea scurtă rugăciune, din nou scurtă, precisă, cu termeni riguroși, care din nou îi cere lui Dumnezeu Tatăl ca să sfințească darurile care sunt puse pe altar în fața noastră, darurile care trebuie să fie, să devină trupul și sângele lui Hristos. Și se termină scurt de data aceasta concluzia: prin Hristos Domnul nostru, credincioșii răspund în din nou, amin. Apoi rugăciunea de după Sfânta Împărtășanie, ea se adresează lui Dumnezeu sau poate să fie adresată și lui Hristos, căruia îi mulțumim pentru faptul că ne-a hrănit cu sfintele taine, ne-a hrănit și cu cuvântul Său, că ne-a dat acest har ca să putem fi împreună, să formăm o familie, și îl rugăm să ne însoțească pe drumul vieții în ziua respectivă. Credincioșii răspund din nou, amin. Și apoi mă refer tot astăzi la o altă rugăciune pe care o avem din nou, cu siguranță observați, din nou e diferită în fiecare zi. E rugăciunea denumită rugăciunea universală sau rugăciunea credincioșilor, care se spune, pe care o spunem împreună după omelie sau, dacă este o liturghie solemnă cu credo, după recitarea crezului. E rugăciunea, deja din denumire știm că este rugăciunea noastră, rugăciunea credincioșilor, acelora care participă la Sfânta Liturghie și aduc încă o dată, de data aceasta în mod specific, cererile lor pe Sfântul Altar. Și ați observat, desigur, că în general, în cursul săptămânii sau chiar și duminica, există acea broșură de la răsărit la apus, pe care preotul o ia în mână și o face introducerea, din nou invitația aceea la rugăciune, și urmează invocațiile în formă litanică, ca la o litanie. De obicei, după introducerea pe care o face preotul, este diaconul sau un ministrant sau un laic care, bineînțeles, după ce s-a pregătit, a văzut despre ce este vorba, ce trebuie să citească, citește acele invocații, iar noi răspundem: te rugăm, ascultă-ne, sau Doamne, miluiește-ne, sau alte invocații pe care le anunță deja preotul atunci când face invitația. Și aici sunt tot felul de cereri pe care noi îi le prezentăm lui Dumnezeu. Iată, iubiți credincioși, aceste explicații pe care le primim în timpul postului mare despre Sfânta Liturghie ne vor ajuta ca să participăm cu mai mult folos la celebrarea Sfintei Liturghii și la prețuirea, să prețuim din ce în ce tot mai mult taina Sfintei Euharistii, taina prin care Hristos a rămas în mijlocul nostru, pâinea vieții, Iisus care dorește să ni se ofere ca hrană. Și această participare la Sfânta Liturghie eventual trebuie să continue după aceea pentru cine are posibilitatea
cu adorația, care este din nou un altar prin care noi îi aducem lui Dumnezeu cinstea cuvenită, lauda cuvenită, îi prezentăm cererile noastre, îi rugăm să ne ierte de păcatele noastre, ne rugăm pentru noi și pentru lume. Asta a înțeles-o un băiețel de 5 ani dintr-o familie credincioasă care odată a dispărut de acasă. Și mama și ceilalți frați îl căutau, unde este, unde este. Și atunci surioara lui a zis, eu îl cunosc pe el, probabil că s-a dus la biserică. Și s-a dus la biserică și l-a văzut aproape de tabernacol, probabil ați văzut vreodată vreo iconiță în sensul acesta, aproape de tabernacol, urcat pe un scăunel și cu capul, cu fruntea, cu buzele aproape de tabernacol. Și sora lui a venit și i-a zis, dar ce faci aici? Iată și eu și mama și vecinii te-am căutat, eram îngrijorați, nu știam ce-i cu tine. Și atunci a pus degetul la buze și a spus, taci, taci, pentru că aici este Iisus, nu mă deranja, vreau să vorbesc cu El. Și el, mai târziu, acest băiețel, mai târziu a devenit preot și a înființat Congregația Călugărilor Sacramentini, a călugărilor care cinstesc în mod deosebit Sfântul Sacrament, mai ales prin adorație, adorație continuă, zi și noapte. Iată, iubiți credincioși, și noi avem cu siguranță, știți, avem aici capela Sfântului Sacrament, capela adorației continue, zilnice, de dimineață și până seară. Să prețuim Sfântul Sacrament și să-i arătăm lui Iisus dorința noastră de a-L adora. Și atunci când avem posibilitatea să petrecem în fața Lui câteva momente sau poate jumătate de oră, o oră, arătându-i iubirea și aducându-i mulțumirea pentru faptul că a rămas între noi. Iar participarea la Sfânta Liturghie să arate același lucru, iubirea și prețuirea patimii și a morții și a învierii lui Iisus, reînnoirea în mod nesângeros a pătimirii Domnului. Lăudat să fie Iisus și Maria. Fraților preiubiți, Dumnezeu, izvorul oricărui bine, ne îndeamnă în acest timp de post la o rugăciune mai intensă și la mai multe fapte bune. Să rugăm să primească cererile noastre și să le împlinească în bunătatea Sa. Părinte iubitor de oameni care voiești ca toți să se mântuiască, luminează-i pe păstorii bisericii Tale, cărora le-ai încredințat misiunea de a-i chema pe frații lor la pocăință și dă-le harul ca ei, cei dintâi, să dea pildă de reînnoire spirituală. Te rugăm, ascultă-ne! Celor care în societate au misiunea de a împărți dreptatea, de a asigura ordinea și buna înțelegere și de a promova binele comun, dăruiește-le conștiință integră, înțelepciune, respect și caritate față de concetățenii lor. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește în sufletul tuturor creștinilor grijă și generozitate
față de cei sărmani, bolnavi și părăsiți. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul să înțelegem sensul și valoarea pocăinței și să o îmbrățișăm cu bucurie. Sporește în noi credința, speranța și iubirea, ca eliberați prin puterea Ta de orice ispită și păcat, să trăim ca fii ai luminii. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește armonia și unitatea în familiile noastre prin practicarea rugăciunii în comun, a iubirii și a iertării. Te rugăm, ascultă-ne! Deschide-le răposaților noștri porțile împărăției Tale cerești. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, care prin Hristos le-ai arătat oamenilor lumina Ta, privește la sărăcia noastră și la întunericul ce ne amenință și în bunătatea Ta ajută-ne și ne mântuiește. Prin Hristos, Domnul nostru. Fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl la tot puternicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile Tale spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii Sfintei Sale Biserici. Primește cu bunătate, Doamne, această jertfă prin care în puterea îndurării Tale ai voit să te împaci cu noi și să ne redai mântuirea prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Sus inimile. Le avem la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu. Tu spre mântuirea fiilor Tăi ai orânduit un timp deosebit în care să-și redobândească curăția inimii și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să răvnească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți îngerii și sfinții, te lăudăm zicând fără încetare. Pământul de mărirea Lui.
Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii, și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tata Totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine mântuiește de cer rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre,
pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Veniți la mine toți, voi cei care trudiți, veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți și eu vă voi învia. Știu tot ce vă doare
și numai eu pot să vă ajut în lupta grea a vieții voastre. Eu singur pot să vă fiu scut și rana grea neputinței o pot ușor tămădui, iar pacea sufletelor voastre numai la mine o veți găsi. Veniți la mine toți, voi cei care trudiți, veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți și eu mă voi înviora. Veniți la mine. De-atâtea ori al vostru suflet v-ați frânt în chinuri și nevoi, de-atâtea ori al vostru suflet a stat în noapte și noroi, iar lumea crudă fără milă v-a apăsat și v-a lovit, încât și inima și dorul vi s-au uscat, s-au istovit. Veniți la mine toți, voi cei care trudiți, veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți și eu mă voi înviora. Veniți la mine toți. Veniți credința voastră slabă, cu har ceresc se va întrema. Veniți căci ultima nădește la pieptul meu o veți afla. Iubirea inimilor voastre o va înteți, iar focul meu. Veniți căci azi și-n totdeauna eu sunt și om și Dumnezeu. Veniți la mine toți, voi cei care trudiți, veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți și eu vă voi înviora. Veniți la mine toți. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca taina pe care ne-ai lăsat-o ca hrană sfântă să ne renoiască și purificându-ne pe altarul cel vechi, să ne facă părtași de misterul mântuirii
prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Înger al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această. Păzește-mă, povățuiește-mă, șocârmește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Cu blândul Iisus. Domnul să fie cu voi. Aminte cu îndurare, Doamne, la poporul Tău, pentru ca postul pe care îl arată în afară să lucreze și în lăuntru, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, merge și trăiți în pace. Mulțumim Lui!